Timp de o săptămână au simțit că lumea este a lor, au participat la diferite competiții care mai de care mai antrenante, s-au bălăcit cu orele în apă și au profitat de fiecare moment petrecut pe litoral. Ele vi spun că a fost cea mai frumoasă vacanță din viața lor și că și-ar fi dorit să stea mai mult la mare. Cum a fost în vacanță? Foarte frumos. Au fost mulți copii, ne-am distrat, mai ales la discotecă. Am alergat în fiecare dimineață. Și mâncarea a fost foarte bună. Îți pare rău că pleci acasă? Da. Ai mai fi vrut să stai? Da, mult mai mult. Îmi pare rău că trebuie să plec. Ai trecut repede vacanța? Da. Vacanța a trecut fără să-și dea seama, dar au rămas cu amintiri de neuitat pe care abia așteaptă să le povestească părinților și prietenilor când vor ajunge acasă. Mie mi-a plăcut pentru că în acest antrenament noi îmbinăm munca din fiecare zi cu distracția. În fiecare zi alergăm de aici până la al treilea salvamar și înapoi, iar seara mergem la discotecă, participăm la diferite concursuri. Este al 7-lea an când sunt aici și îmi pare rău că plec, aș mai fi vrut să stau. Frumos! Cum te-ai distrat? Foarte bine, doar că apa a fost, n-au fost multe valuri. Alți 500 de copii vor sosi duminică în tabăra Delfinul din Năvodari, unde vor petrece o vacanță de neuitat.